Ministrul Muncii, anunță cont în scandalul salariilor, bugetul de stat nu îi permite aceste creșteri, subliniere teri. Ministrul Muncii intervine în scandalul iscat pe tema salariilor cu o reacție nea subliniere teptat. Toată lumea se compară cu medicii, subliniere îi vrea să îi crească salariul direct pe grila din 2022, însă bugetul de stat nu permite aceste creșteri, subliniere teri, susține Olguca Vasilescu. Ministrul nu se lasă impresionat nici de amenincrile cu proteste de amploare, subliniere îi spune ce pot să fie 7000 de greve pentru ce bani e disponibil pentru CRE, subliniere teri sunt aceia, subliniere îi. Toată lumea se compară cu medicii acum. Toată lumea vrea să crească la nivelul de salarizare al medicilor. Toată lumea vrea să crească direct pe grila din 2022. Bugetul de stat nu îl subliniere îi permite aceste creșteri, subliniere teri. Dacă ne permiteam aceste creșteri, subliniere teri, puneam de la început. Nu mai era nici o cre subliniere tere etapizat. Puneam la toci cât apare în cesu ca din 2022, subliniere era reglat, era perfect echilibrat sistemul. Dar este o lege a cre subliniere terilor salariale. Anul trecut am avut 22 creșteri, subliniere teri, în sistemul bugetar, pe medie. Anul acesta, fiind acest transfer al contribuțiilor, este cel mai greu an din punct de vedere al legii salarizării. Dar creșteri, subliniere terile vor fi în perioada următoare. Bugetul de stat, subliniere îi permite să crească cu aproximativ 12 miliarde anual. Nu mai mult. Pot să fie 7000 de greve. Este acela, subliniere îi lucru. Nu sunt bani mai mulți. Singura excepție pe care am făcut-o a fost pentru medici, sublinierei asistente, direct în grila din 2022. I-am mai făcut o excepție pentru personalul didactic, care are de la 1 martie o cre subliniere tere de 20, a explicat Olguca Vasilescu pentru televiziunea publică.